Am oasele făcute din oase? Mă, l-am văzut pe Dumnezeu! Stai, încercăm de pe scaun, ești nebun? Salutare tuturor și pam pam pam! Astăzi suntem pe Roblox și sunt foarte gata să-mi sparg oasele! Da, o să-mi sparg oasele, adică tot ce vedeți aici pe mine, inclusiv capibara mea, o să avem oasele tătie sparte! Deci cam despre asta este vorba în jocul de astăzi. Vreau să-mi scrieți în comentarii câte oase credeți că o să-mi sparg. Eu zic că o să-mi sparg toate oasele. O să-l sparg pe Rush, pe Screech și pe Ambush de acolo, de pe bluza mea. Bun, ce se aude? S-a bășit cineva, mă, ce? Na bun, haideți să facem prima săritură. Wow, uite, pot să cad în asta, o să explodez? Am explodat, fratele meu. Mai am oasi, nu mai am oasi. Unde am picat? În groapa rușinii. Ioi, să-mi fie rușine, dar stai. Am un balon pe care cred că îl pot folosi. Ia să vedem. Hop, cum folosesc balonul? Tu te zboară, îngerașule, zboară. Ce se întâmplă? Mamă, capibara, ești bine? Ai, au, 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 au. Da, cred că am făcut sfoara. Vă știți face sfoara? Uitați pe X3 câte chestii mi-am rupt. Ok, vreau să încerc să fac sfoara aici în săritură. O să fie probabil cea mai mare greșeală din viața mea că încerc să fac asta, pentru că o să mi se rupă chestiile dintre picioare, dar... Dar nici am unde să fac sfoara, asta e un pic... Stai? Stați, încercăm din nou. Stați, încercăm de pe scaun, ești nebun? Ia să pice tot. Ok, haideți să mai fac prostii de genul. Nu înțeleg de ce trebuie să fac de fiecare dată prostii. Puteam să continui să mă joc aici liniștit Roblox, dar eu devin nebun cu capul și încerc să fac sfoara pe aici. Ok, haideți să ignorăm ceea ce s-a întâmplat și să zburăm cu balonașul până în ceruri. Capibara, ține-te bine, că dacă nu te ții o să zbor și nu-mi place dacă zbor departe de mine. Mamă, vreau să pic cu capul. Cu capul vreau să pic. Vreau să-mi rup toate oasele. Ai, 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 cred că le-am rupt și în viața reală. Ești de bun la cap? Hai să vedem unde am picat. Ok. Păsăritura asta n-a fost chiar așa de mare. Să vedem cât mi-am rupt. Da, abia mi-am rupt câteva chestii, mă. Bă, dar vreau cumva să fac să-mi rup capul. Stați să vedem ce avem în shop. Mă, ce sunt astea? Upgrade-uri? Pot să fac upgrade-uri? Stai așa, ce-i shuriken-ul ăsta? Nu știu ce sunt astea. Uite, pot să cumpăr ăsta? Am bani. Ioi, lasă-mă că trebuie să bag Robux. Nu vreau să bag Robux. Să bag Robux, fraților. Dar bine, fraților, am făcut rost de ceva poțiuni. Hai să vedem. Uite, Mega Bone. Ce e ăsta? Am băgat o poțiune. Ce face poțiunea asta? Nu știe nimeni. Tot ce știu este că momentan cam pic și zbor cu balonașul, zbor cu... Bă, mi s-a rupt gâtul. Ioi, ioi, ioi. Bă, ce e acolo în depărtare? Uite, o piramidă aici, mai multe piramide. Pot să ajung acolo? Vreau să cad în cap, în cap, în cap. Ai, oasele. Au, 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 au. Uite, ăla de bombă. Vreau să ajung pe ăla de bombe. Nu, 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 nu. Explodează. Fă boom. Nu vrea să facă boom. Ok, bă, dar abia am sparg oasele, mă. Din ce am oasele mele făcute, frate? Ești nebun la cap? Am oasele din piatră? Am oasele făcute din oase? Deci scopul meu este să rup toate oasele existente vreodată și să vedem ce mai pot cumpăra după aceea. Am picat în cap. Mamă, cum sună, ascultați. Asta nu a sunat, mă, că nu m-am lovit prea tare. Ia, acum. Oh my god, ce sunete scoate. Intră în bombă. N-am intrat în bombă. Cum pot să mai folosesc o poțiune? Gravity, nu merge să o folosesc. Bă, oare trebuie să o folosesc înainte să cad? Iar am făcut sfoara. Mamă, să fac sfoara din nou? Flashback. Nu o să fac sfoara din nou, poate o fac mai târziu un videoclip, dar momentan încă nu. Deși ar trebui să încerc să-mi rup oasele în joc, nu în viața reală, dar în fine. Hai să checăm poțiunea de gravitate. Ce face? De ce nu merge? Cază și rupeți oasele. Cază acolo, așa. Dă-i, alunecă, rupeți toate oasele. Nu, capibara, tu nu, capibara. Doamne, capibara asta, mă. Pică în jos, pică în jos, așa. Uitați, mă dau cu Sania, ești nebun? Mă dau cu Sania. Hop, hop, încet, ușor, pac. Oi, cum o sunat. Nu mă opresc în chestia asta, nu. Zboară în sus și pică înapoi jos și rupe toate oasele din nou. Ia, înapoi aici, cu capul în piatră, cu capul în piatră, cu capul în piatră. Mamă, mi s-a stricat ecranul pentru o secundă, așa de tare m-am lovit. Nu te opri în copac, mai pică, mai pică, mai du-te, 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 capibara. Au! Wow, 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 wow. Moș Crăciun a înviat, mă, ce-am zis, habar n-am. Bă, dar tot nu mi-am rupt toate oasele. Mă, cum ar trebui să-mi rup toate oasele?
Ok, deci tocmai ce am descoperit că există mai multe nivele. Hai să vedem la ce nivel să ne ducem. Uitați-vă ce sus am urcat. Mamă, pot să joc aici? Nu mă lasă, bă. Ok, am cumpărat ceva nou. Ia să vedem. Ci că de aici e mai de sus. Ok, chiar că suntem mai sus, că înainte am fost, uitați acolo, unde sunt oamenii aia. Acolo am fost înainte, acum suntem mai sus. Hai să vedem. Du-te, 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 du-te. Și pică. Dar cât de sus pot să mă duc? Oare pot să mă duc eu pe picioare și să mă arunc de undeva de mai sus? Trebuie să încercăm. Ia să vedem. Ui, aici pe piatră. Ai, mamă, ce mă dor oasele deja. Mamă, ce mă dor oasele deja. Deci aș vrea să cad într-o bombă de aia, să explodez până în altă lume și înapoi. Am alunecat aici. Capibara s-a băgat în pământ. Am pierdut-o pe drum. Ești nebun la cap? Încerc să găsesc o metodă prin a ajunge mai sus, dar nu prea pare să găsesc. M-am împiedicat. Cum m-am împiedicat? Nimeni nu știe. Cred că rămâne un secret de ăsta ce trebuie dezvăluit. Un secret super mare. Mamă, mi-am rupt picioarele și oasele. Stai că mă arunc din nou, frate, ești nebun? Bă, ăla e un topogan. Deci dacă m-aș putea da pe topoganul ăsta. What? Ce se întâmplă aici? Ce e ăsta? Ce e ăsta? De ce nu mă lasă încolo? Ai. Cred că episodul ăsta o să scot multe sunete ciudate, îmi pare rău, dar cam așa este când îți spargi oasele. Ok, am cumpărat o hartă mai mare, adică o altă zonă de unde pot să sar. Iar suntem la gheață, dar suntem undeva mai sus, așa că... Hop, dă-i cu balonul, dă-i, așa m-am aruncat. Mamă, ce faină e harta. Ar fi fain să facem mai multe episoade, dar nu știu dacă vă place joculețul acesta. Să facem mai multe episoade și să încerc să ajung cât mai sus. Stai, mă arunc din nou, așa. Nu, acum, da, să intru în groapa aia. Mă, ce se întâmplă acolo? Ok, bă, ce se întâmplă acolo, vedeți? Zboară ceva, mamă, pic în groapa rușinii. În groapa rușinii pic. Mamă, toate oasele s-au dus. Dar voi vedeți că este o scară aici? Oare pot să urc sus cumva? Bă, eu tot nu mi-am rupt toate oasele, mă. Cred că tot ce trebuie să fac este să sar până nu fac foarte mulți bani, că îmi rup foarte multe oase. După aceea deblochez... what? M-am blocat undeva. După aceea blochez practic, deblochez practic nivele mai noi. Doar că am o întrebare. Cine plătește spitalizarea după ce îmi rup toate oasele aici? Cine plătește? Nu! Iar în groapa rușinii. Doamne, iartă-mă. Asta a durut, fratele meu. Mă întreb dacă pot să sar... astfel încât să văd din ochii mei. Hai să vedem dacă se poate. Ia. Hop. Nu pot numai așa de aproape. Doamne, capibara, ești fericită? Nu, îmi dor oasele. Am înțeles, capibara. Te înțeleg perfect, capibara. Moș Crăciun? L-am auzit pe moșu? Mă, ce? Ați auzit și voi pe Moș Crăciun, nu? Da, bun, hai să vedem unde pic. Mamă, da. Pic pe zăpadă, mă, pe zăpadă. Nu am rupt așa de multe oase pe zăpadă. Cumva trebuie să facem să pic pe piatră mai mult. Ia! Oi, cum a sunat asta? Bă, mă duc pe topogan aici. Bă, unde ești afară? Mă, ne ducem într-un topogan, frate, ești nebun? Au oasele din nou. Du-te, nu te opri, du-te, alunecă. Doamne, m-am oprit aici. Ok, fraților, jocul acesta m-a câștigat. O să bag Robux acum. Robux, ca să facem rost de un jetpack. Și fac asta special pentru voi ca să vedeți cum se folosește aici un jetpack. Am vrut să zic cum se funcționează, dar este ok. Doi, ne înțelegem. Voi deja știți că eu asasinez limba română. Aici e limba română și eu... așa îi fac la limba română câteodată. Dar hei, voi să vorbiți corect, da? Acum nu mai am balon. Am jetpack. Ok, și cum funcționează? Să vedem. Ok, din start pot să vă zic că este mai mișto ca și balonul de 100 de ori. Hai să vedem dacă pot să pic în cap. În cap, am zis. Ai, ce mi-ar fi plăcut să pic în cap. Ia. Mă, l-am văzut pe Dumnezeu. Dumnezeu, tu ești, mă, ce. Ai, aprinde lumina. Așa, l-am văzut pe Dumnezeu și abia mi-am rupt oase. Abia mi-am rupt oase. Nu. Deci nu mă las. Încă o dată. Du-te, zbori, puiule. Picioarele mele s-au dus. Uitați ce cur am. De fapt, nu prea există cur în Roblox, dar ați înțeles voi. Mamă, du-te cu viteză. Uai, cum mi-au sunat oasele. Du-te, să vedem unde intru. Nu. M-am lovit de un perete invizibil. De ce există perete invizibil în jocul ăsta? Bă, asta e o prostie. Ce-s cu picioarele mele? Mă, ce s-a întâmplat acolo? Picioarele mele sunt așa, frate. Așa. Ne ducem cu Sania, alunecăm, hopa.
Încurată, acum. Pac, și-am picat. Și mi-am rupt oasele direct în canalizare. Am picat, ești de bun, capibara mea zboară. Ceva normal în Ohio. Ok, frate, o să cumpăr nivelul acesta. Hai să vedem cum este să sărim de aici. La deșert. Na bine, aici la deșert pot să mă dau cu capul cumva de țevile astea, gen? Wow, bă, de ce m-am lovit? Iarăși pereți de ăștia invizibili și nu-mi place. Mi-ar plăcea să nu există pereți invizibili. Mamă, dar eu văd toată harta aici. Și mai am din jetpack, fiți atenți. Uai, cu ce viteză mă duc, cu ce viteză mă duc. Dreptă jos, dreptă jos, dreptă jos. Mi-a făcut poză Dumnezeu, sau de ce am văzut așa? Vai, deci chiar vreau să văd câte oase mi-am rupt. Chiar vreau să văd câte oase mi-am rupt. Mă, cum nu mi-am rupt mai multe oase? Ce-i jocul ăsta? Știe cineva să-mi zică ce este cu jocul acesta? Mie mi se pare că jocul acesta își bate joc de mine. Du-te, 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 du-te. Și mă lovesc de prete invizibil. Bă, asta e o prostie mare, fraților. Nu vă supărați că vă zic, este o prostie mare. Cine-a băgat pretele invizibil și de ce? No. Sari. Și du-te. Așa, ok, fiți atenți. Acum o să-mi rup toate oasele pentru că o să dau cu capul de țeava asta. Bine, n-am dat de țeavă. What? Bă, nu mai văd bine ce se întâmplă. Stați un pic. Hop. Ce? What? Acum. Mamă, deci acum sunt convins că mi-am rupt tot ce există în corp. Tot ce există în corp, eu sunt convins că mi l-am rupt. Ia să vedem. Ia să vedem. Hop. Cade aici jos. Așa. Și să vedem ce s-a întâmplat. Tararatata. Oh. Păi, nu mi-am rupt chiar tot ce există, dar am devenit categoric mai roșu. Super tare! Fraților, cam atât cu acest episod. Spuneți-mi dacă v-a plăcut. Știu că a fost scurt, dar nu știu cât de interesant vi se pare jocul. Așa că dacă mai vreți episoade, nu uitați de like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!